Leul moldovenesc se depreciază în raport cu euro, dolarul și leul românesc. În același timp, hrivna ucraineană și rubla rusească rămân neschimbate. Astfel, moneda unică europeană va costa 19 lei și 19 bani, cu 8 bani mai mult. Iar dolarul american este cotat la 17 lei și 69 de bani, scumpindu-se cu 5 bani. Leul românesc va costa 3 lei și 85 de bani, cu 1 ban mai mult. În același timp, hrivna ucraineană își menține cotația de 44 de bani și rubla rusească va costa în continuare 19 bani.